spiritul sărbătorilor de Crăciun. Și așa cum v-am obișnuit, vedeți că la noi nu contează că e campanie, că nu e campanie. Ba, din contra, mai după campanie și am putea să ne fi gândit că nu mai e campanie. Dar nu contează. Contează sufletul, credința și vrem împreună cu toată echipa să vă urăm la mulți ani, sănătate, membrii Consiliului Local PNL, echipa PNL din Roman, eu, încă primar al municipiului Roman, cu domnul Lucian Micu, încă viceprimar al municipiului Roman, pentru că de la 1 ianuarie se va produce o schimbare. O știți și dumneavoastră de acum, nu? Da. Da? Eu n-am să vă uit, dar și dumneavoastră trebuia să fiți un pic mult mai inimoși și mult mai determinați la vot, ca să vă am mult mai bine în memorie. Știu. Noi facem cu drag acest lucru, nu-l facem condiționat de nimic. Pentru că e vorba de o pomană pe care Partidul Național Liberal, echipa municipală Roman o face. Avea făcuța, cred că și mi-a dat vorbit în birou. Componentele cu produsele. Că vreau să și spun că fiecare din membrii biroului a participat și s-a implicat personal pentru a contribui la această acțiune, pe care noi o considerăm una de suflet, de inimă, una frumoasă, care să aducă un plus pentru fiecare dintre dumneavoastră de aceste sărbători de Crăciun, marile sărbători care anunță nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să vă urez toate cele bune, cu sănătate, cu bucurie, să treceți sărbătoarele acestea cu bine și sper ca această atenție pe care noi, Partidul Național Liberal din Roman, o facem, să vă înfrumusețeze aceste sărbători. Fiecare pachet va conține o sticlă de vin, o sticlă de ulei, un kilogram de făină, un kilogram de orez, un kilogram de zahăr, un cozonac, bomboane, ciocolată, un pui. Credem noi care se poate, da? Zâmbiți, mă bucur că zâmbiți. E un pachet consistent, așa cum am făcut de fiecare dată. Eu am o vorbă. Dacă faci un lucru, fă-l ca lumea, dacă nu mai bine, nu-l fă. Lasă-l. Decât să iei pe cineva în râs, mai bine lasă-te. Deci dacă facem, facem din tot sufletul. Mulțumesc colegilor mei din echipa PNL, care s-au implicat, care au fost alături și au susținut în fiecare an această acțiune, ca și în acest an. Și sperăm să ne vedem cu bine. La anul și la mulți ani! Doamne ajută! Hai să strângi fiecare persoană. Eu am să o iau de aici, ca să venim așa de aici. Și ca să eliberăm și dumneavoastră să mă ajutați. Da, așa. Dacă Lucian, pare corect, frumos, să se audă. Kira Vasile. Aici. Vasile, vine în coace, el, Dubi. Gricope, Irina. Doamne ajută! Să ne dea de la toată lumea! Mulțumesc! Doamne ajută! Să dea Dumnezeu! Da? Dumneavoastră! Wow. Doamne ajută! Toate cele bune! Ioan! Este? Strigat și afară, care nu răspunde! Ioan! Ioniță! Ioan! Mai departe, o să rămână, zi. Dinu Elena. Dinu Elena. Haideți. Sănătate, sărbători fericite. Mulțumesc frumos, Doamne ajută. Domnul Ioniță, sănătate, bucurie și Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim! Dumitriu Maria! Este, da? Da, este. Ușor, ca să nu dați piste agregate. Combinația 12 și... Felix 256. Ăla-i calculator. Sănătate, bucurie și Doamne ajută!
Sărbători fericite. Doamne ajută. Miron Sonia. Acolo i luat-o, da? I luat. Cine? Miron Sonia. Este? Vă rog frumos că sunteți stregați, spuneți tare, prezent. Miron Sonia. Da? Angel Mircea. Prezent. Să fiți rădoși cu Dumnezeu înainte. Doamne ajută. Pericică Nico, Iurica. Nico, dar pe mine m-a scris tata? Cum? Cadou. Deci aici este, ca să fie clar pentru toată lumea, președinții organizațiilor, secțiilor din municipiu au întocmit o listă cu oamenii care au fost implicați, care s-au dedicat, care au fost în activitățile noastre și care au nevoi sociale. M-ați înțeles? Ca să fie limpede. Nu eu am făcut lista, lista au făcut-o colegii, funcție de ce au găsit în teren. M-ați înțeles? Da, rog frumos. Da, deci fericică Viorica, care ne zică pentru prisecarul hostel. Da? Da. Pentru prisecarul hostel. Hostel, da? Doamne ajută, sănătate. Șerban Alina. Reprezenta soțul unii. Șerban Alina. Strigați pe hol. Așa. Ești soțul? Da, da. Băi, sigur? Sigur. Nu mi-arăta buletinul, m-am gândit să fie amantul. Anul trecut era cu altcineva. Bahome Doina. Am glumit, doamne ajută. Bahome. Nu duce acasă pasul meu. Rămâne la urmă eu. Bahome? Da. Este? Da, da, da. Hai. Sănătate. Mulțumesc. Doamne ajută. Ureche Valeriu. Strigați? Da, da. Este să ce-ți prezent. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Hacker de Eugenia. Nu este. Trăcită și nici nu s-au auzit ce spun. Mă doresc. Cadar Georgeta. Este, au zis, am avut un prezent. Gântuit, dar au fost. Da. Sărătate. Doamne ajută. Mulțumesc. Bunele Genoveva. Auzi. Sănătate și sărbători cu bine. Domnoș Maria. Vedem. Nu cea cei care sunt tare, dă bachetele mari. Cei care sunt mai ce bachetele mici. Da-s la fel toate. Dancu Lucica. Dancu. Stancu sau Dancu? Stancu. Stancu prezent. Nu este, mai departe. Domnul Stancu, zi prezent. Stanciu, nu Stancu. Stanciu, zi prezent. Lucica. Bravo. Ai văzut? E pentru Lucica? Da, da. Da? Dacă ești prezent, înseamnă că dacă nu ești prezent, ai cum să iei, știi? Nu ai sănătate, Doamne ajută. Lungu Ștefan. Prezent. Audă. Gurbatul Minuță. Mai departe. Gurbatul Minuță. Gurbatul Minuță. Mai da. Leonte Elena. Leonte Elena. Este? Da. Auzi, săraca, hai. Hai, doamna Leo. Ce mi-arăți? Nu mai arăta. Hanganu Constantin. Da. 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 Dar nu poți să-l iei două mata. Băi, pentru și pentru, dar vezi dacă l-ai turbat. Da, da, da. Turbatul minuță. Minuță? Da. E cu piciorul? Atât nu până aici, vă mulțumesc mult! Să trăiești, fii sănătoasă! Este? Da, da. Sănătate. Doamne ajută! Anania Lucica! Anania Lucica! Haideți! Este, este! Este, am spus, prezent aici, prezent. Sănătate și sărbători cu bine. Munteanu Claudia. Prezent. Sănătate și sărbători cu bine. Iamandi Victor. Prezent.
Ivan Constantin. Ivan Constantin. Este? Da. Mi-am promis de un primar că mă rezolvat cu ajutorul de urgență și nu s-a întâmplat nimic. Am avut o pensie de 39 de lei, eu luam. Deci nu mai sunt bolnavă, nu mai sunt nimic. Aveai datorii la bugetul de stat? Da, amens. Am, are bărbat. N-am ce să fac. Dacă e pe același om, codul fiscal nu permite și nu poți să cap legea. Ce să faci, mă gândesc? Slechiți. Omul e paralizat de picioare. Poți să-i faci matale muncă în prestarea, în folosul societății. Eu sunt cardiacă. Atunci o să diabet. Ce pot eu să fac? Nici eu nu pot să cap legea. Eu ce pot să fac? Ștefan Pinodora. Cine? Ștefan Pinodora. Ștefan? Da, haideți. Bate-l să mă treacă pe mine. N-am ce să fac cu o sărbătoare. Sănătate, la mulți ani. Doamne ajută! Bulgarul Angela. Prezent. Sănătate și Doamne ajută! Doamne. Las Mihai! Las Mihai! Las Mihai! Pachetele sunt omul, numele și pachetul. Așa sunt. Deci stau degeaba, nu? Dacă sunteți pe listă, nu. Cum îmi spune? Hai, Mihai. Sănătate și Doamne ajută. Bulgarul Angela, am dat, da? Da. Bulgarul Angela, tot da? Da. Deleu Carmen. Da. Mulțumesc, doamna Carmen, sănătate și bucurie. Ardeleanu Elena. Aici, prezent. Alecu Ana. Alecu Ana, da. Bună ziua! Niță Maria! Niță Maria! Cine? Cum îi spune? Ai pus de Delica? Da, era. Delica. Într-adevăr, are aici certificat de handicap. Era. Ușor. Mai vreau să cam să spun greșit. Buză Viorica, dar o știu că doamna Buză. Da, Buză Viorica. Ai găsit, da? Da, mai departe, Lucian. La cine a dat? Niță Maria. Niță Maria, da. Da. Fărțac Veronica. Da. Sănătate și doamne. Discu Teodora. Prezent. Hai, doamna Discu. Sănătate și doamne. Sărbători cu bine. Lugian Cristina. Lucian. Sau Lucian. Lucian. Este Bogdan? Da. Îi spune-mi și nou. Da. Spiridon Vasile. Prezent. Tamba Olga. Mulțumesc frumos. La fel și Doamne ajută. Ungureanu Daniel. Mulțumesc. Doamne ajută. Ungureanu. Cum ai zis? Ungureanu. Doamne ajută. Mulțumim. A Petrei Neculai. Hai, domnul Nicolae! Doamne ajută, sănătate, sărbători cu bine! Drăgușanu Darius! Aici! Ungureanu Anca! Haideți! Topan Eugenia! Bărcășel Ioan. Prezent. Sănătate, Doamne ajută. Ilinca Petru. Prezent. Da? Curați-i multă sănătate. Apostol Ioan. Apostol. Că șoția a venit. Da. Dămoc Stela. Prezent.
nu mai dați voie. Că numai eu dau o parte mult pe tot. Lasă, doamne, dar cum eu îl văd care e? Doamne, Croitorul Renata. Hai, Valerii, colegi. Cine asta? Vasilica Ioan. Vasilica Ioan. Hai, Vasilica. Trăiești, domnule. Beleuz Lalica. Prezent. Beleuz. Prezent, da? Da. Sănătate. Umă Constantin. Rum. Rum. Constantin. Chestii? Ușor, ușor. Vârlan Elvira. Hai. Mulțumesc și Doamne ajută. Încet, cu grijă, Doamne ajută. Ieru Daniela. Mulțumesc și Doamne ajută. Cârnu Virgil. Simionescu Ilie. Sănătate. Tanciu Neculai. Mircea Neculai. Unde ești? Hai. Sănătate. Dorocea Oana. Da. Sănătate, sărbători cu bine. Brânceanu Viorica. Prezent. Hai. Sănătate, sărbători cu bine. Da. Proiitorul Aclaia. Mulțumim. Crăciun Lucreția. Hai. Doamna Lucreția. Dați-i voie să fie. Dobărceanu Constantin. Mulțumesc. Nu o să vă fi urât, eu scriu eu, fiecare săptămână să aici. Doarpeș Elena. Da. Nu mă lăs eu. Nu mă lăs eu. Sănătate, doamne ajută. Nicolae Nicoleta. Uite așa. Să-l iau. Sănătate, doamne. Ilie Doina. Dar eu fără naveta în București de 8 ani de zile când mă duc în București. Dechita Elisabeta. Romanu Maria. Dar voi răspunde de zona asta. Ai înțeles? Da. Consolorul Mariana. Da, da. Rață Cornelia. Ce înapoi? Nu plânge. Nu plânge, că rămân cu voi. Să trăiesc, domnul primar. Salut. Mihalcea Petru. Cazacul Andrei. Hai, Andrei. Purpure Paula. Apară mai sunt? Câți? Doi, trei. Tulbure Paula. Tulbure. Tulbure. Noi, toți. Da. Bălănescu Viorel. Bălănescu. Nu-i dat. Mai cum mă Chelaru Cornelia. Cum? Chelaru Cornelia. Chelaru. Budnaliu Florin. Da, da. Da. Cornel. Ciuchi Iosif. Aici, prezent. Unde este Aldo Iosif? Unde este Arpichet? Poftim. Unde este Arpichet? Nu mai e nimeni afară. Sander Valeria. Sander Valeria. Ștefan Constantin. Da, eu sunt
La fel, la fel, doamnă, sănătate. Martin Virginia. Martin Virginia. Coman Lenuța. Coman. Grigore Ancuța. Bejenaliu Elena. Da. Deli Gheorghe. Deli Gheorghe. Luca Ileana. Eu, prezent. Da, doamna Luca. Eu aici și-o întrebat. Mergeți acolo, doamne. Haideți, doamne, aici, pe partea asta. Eu sunt, hai, da, dacă vreți, vii, dacă nu vii, nu vii. Doamna Luca Ileana, da? Dar cum? Dar nu știi doamna Luca? Nu știi. Nu știi. Nu știi. Nu pot da prost. Mulțumesc frumos. Valentin Eduard. Manolache Ion. Tulburi Paula. Astea o să ne ducem noi acasă, că sunt oamenii recomandați și să știm. Domnule primar, încă un an la sfârșit. Da, un an greu. I-a sfârșit. Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele care a fost alături de mine și mi-a înghițit și sincopile din activitatea familiară și toate toți nervii, toți că știți cum, cum mulți ajungi și descarci acasă, din păcate. Și ei n-au nicio vină, pentru că de fapt ei te iubesc cel mai mult. Și lor vreau să le mulțumesc, apoi vreau să mulțumesc echipei mele din PNL, colegilor mei din biroul permanent local, dar și colegilor din teritoriu, președinților de OSV, tuturor celor care au simțit că venim cu proiecte corecte, viabile. Le mulțumim și celor care s-au lăsat prostiți și o să constate că au fost prostiți. Deja lucrurile au început și se văd de zilele. Și chiar dacă ar fi campanie, pot spune de acum orice, nu parcă așa știam eu că trebuie campanie. Dacă suportă hârtia altora de la nivel de județ să arunce anumite invective, dar acolo se înțelege că în vacanța, ca durată de timp e mai mare decât școala, n-are cum să acopere un nivel de educație minimal. Încât eu mă adresez oamenilor de bună credință, chiar și celor care v-am spus, din păcate au greșit, că toți mai greșim și o să se dovedească acest lucru. Dar cei care simt cu adevărat românește și cu adevărat au un element de patriotism local, indiferent cum au votat, eu le mulțumesc și sper să fie alături cu sufletul mereu de comunitate. Îi salut și pe cărcotași, pe cei care, indiferent ce-i face, laptele nu-i niciodată suficient de alb și mierea nu-i niciodată suficient de dulce, dar există și ei. Și atunci, așa cum câteodată te atașezi de o pisică, de un câine foarte mult, așa trebuie cu atât mai mult să iubești și pe cei care uneori greșesc. Pentru că dacă nu avem toleranță, înțelegere, dacă nu avem compasiune, atunci nu suntem buni creștini. Și trebuie să avem compasiune și față de ei, pentru că semenii noștri. Pe unii Dumnezeu i-a lăsat mai ciudați, pe alții mai puțin ciudați, pe alții mai cu suflet, pe alții mai cu puțin suflet. Asta face diferența între unii și alții, dar pentru că suntem în postul Crăciunului și trebuie să fim iertători, îi iertăm pe toți și cei care ne-au greșit, mai mult sau mai puțin, le mulțumim tuturor celor care ne-au fost mereu alături și asigurăm de gândul nostru cel bun, îi asigurăm de faptul că mergem mai departe pe un drum în care romanul reprezintă o prioritate a noastră, în care romașcanii sunt cei care sunt în centrul atenției noastre și împreună cu echipa din Partidul Național Liberal, cu echipa din primărie, împreună cu coechipierul meu, domnul Lucian Micu, cu care facem echipă de peste 7 ani și sperăm în continuare să facem o echipă foarte bună și să-i bucurăm pe romașcani cu rezultate frumoase, cu proiecte dintre cele mai îndrăznețe pentru municipiul Roma și avem câteva care vor începe anul următor. Proiecte chiar foarte importante pe care chiar le vom și realiza, indiferent că unii își doresc sau nu. Nu pot să spun decât sărbătorile Crăciunului să vă lingă cu bucurii, cu liniște, cu pace, cu înțelegere și cu toleranță, să iertăm
pe cei care, mânați de anumite răutăți, poate ne-au greșit, să cerem iertare și noi, cei care am greșit și fie că ne-am dat seama sau nu ne-am dat seama, trebuie să ne smerim, pentru că iertarea face parte din credința noastră cea sfântă și trebuie să facă parte din esența noastră umană. Așadar, Crăciun fericit tuturor, la mulți ani cu bucurie, cu liniște, o cumpănă dintre ani solidă, care să asigure trecerea într-un an mai bun, mai liniștit, mai încărcat de toate cele frumoase. La mulți ani tuturor colegilor mei și prietenilor mei, la mulți ani dumneavoastră mass media pe care v-am simțit mereu alături, când ați avut și unele atitudini, să zicem așa, între ghilimele, mai mult sau mai puțin răutăcioase, să zic, și atunci v-am iubit și mi-au plăcut, pentru că le-am simțit că nu au fost niciodată încărcate de venin, ci au fost încărcate de conlucrare, de a lămuri lucruri, profesionist și cu foarte multă deschidere. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumim tuturor așadar la sfârșit de an. Cerem iertare celor cărora le-am greșit, îi iertăm pe cei care ne-au greșit și rugăm să nu mai greșească, că a greși e omenește, dar a persista în greșeală diabolic cum este. Încât sărbătorile să vă găsească pe toți cu bine, cu multă căldură, înconjurat de cei dragi. La mulți ani și sărbători cu bine! Două întrebări, dacă îmi permite. Să ați anunțat pe pagina de Facebook că după data de 1 ianuarie vă depuneți mandatul de primar și vă luați... Nu că după. În acea perioadă mă voi înceta activitatea de primar. Nu aveți o dată, nu v-ați spus în minte. Aștept sărbătorile să mă liniștesc, nu mă gândesc la nimic absolut. Credeți-mă că vreau să rămân în familie și îmi doresc foarte multă liniște. Am avut un an foarte zbuciumat, încât opresc bântuirea gândurilor asupra minții și fizicului meu în acest moment și vreau să trăiesc aceste sărbători plenar, în credință, în lumină, în colinde, să mă bucur și după sărbători mă voi gândi și la ce va urma din punct de vedere administrativ și instituțional. Dar dacă mă întrebați dacă am ales calea, da, ea este aleasă. Voi merge pe acest drum al administrației publice centrale, rămânând cu inima, cu sufletul, dar și cu fizicul, alături de romani și de romașcani, cât mai des și cât mai bine, cât mai încărcat cu proiecte și cu cât mai multe fonduri, astfel încât romanul să prospere în continuare. Și a doua întrebare este legată de clubul Petrotub. Înțeleg că există o intenție a președintelui Consiliului Județean de a renunța la a în administrare? Vrutul e liber. Adică în viață una e să vrei, alta e să poți. Cred că am răspuns. Bun, deci nu se poate din punctul dumneavoastră de Păi nu se poate sau... pentru că în primul rând ar fi o hotărâre de patrimoniu. Și acolo e nevoie de două treimi. Iar două treimi nu poate să facă fără PNL. Iar cei din PNL sunt oameni sănătoși la cap. Cum să ia clădirea Petrotubului dintr-o ambiție personală a unei persoane căruia Dumnezeu i-a înnegrit puțin gândurile și luciditatea și să vii să iei o clădire care, să știți, în mod corect, cei care și cei din presă care au lucrat la momentul respectiv, când s-a privatizat Petrotubul, a spus, se dau autorității publicelor locale, nemțene, și s-a interpretat că ar fi Consiliul Județean, dar ideea a fost către Consiliul Local. Nu s-a făcut atunci cum trebuia. Dar, în schimb, avem o hotărâre pe care eu am promovat-o în Consiliul Județean când era președinte domnul Vasile Pruteanu, care spune așa, darea în administrație acestei clădiri, acestui spațiu locativ de acolo, este pe întreaga perioadă a funcționării instituțiilor publice locale de interes local, poliția și evidența informatizată a persoanei. E drept că în clădirea mare sunt astfel de activități, este casa vârstnicului dincolo, este depozitul pentru direcția de asistență socială, iar în celelalte clădiri invocă că sunt spații fără aprobarea lor. Aceste spații eu le-am preluat din mandatele anterioare. Acolo sunt și instituții publice, cum e Camera de Comerț, case de pensii, Casa Județean de Pensii. Deci sunt niște lucruri care existau. Au sedele unele partide. Prin lege asigurăm astfel de lucruri. Încât acum se caută cumva musca din lapte. Și să găsească, n-am niciun fel de problemă. Numai că eu am explicat colegilor mei din Consiliul Județean despre ce este vorba. Și ar produce o disfuncționalitate instituțională municipiului Roman. Nu ar fi neapărat un sprijin pentru Consiliul Județean, ci s-ar materializa o răutate gândită de cel de acolo.
Prin urmare, eu îl sfătuiesc să primească și dânsul sărbătorile cu bine. Vis-a-vis de invectivele pe care mi le-a aruncat în presă, n-am ce să comentez, pentru că deja astăzi am avut o întâlnire cu directorii de unități școlare. Vreau să vă spun că cancelariile din Roman au fost propriu-zis stupefiate de afirmațiile de acolo. Mi-au spus oamenii că au considerat total ne la loc, considerându-mă pe mine și tratându-mă ca pe un profesoraș. Un om care are 20 de ani vechime în învățământ la catedră, un om care este profesor 1 prin studii, este profesor gradul 1 prin dobândirea gradelor didactice, este expert al Corpului Național Experților Naționali, este metodist al inspectoratului școlar, are cursuri de management educațional, are cursuri de finanțare educațională în țară și peste hotare, a fost reprezentantul șeful Corpului de Control al Inspectorului General pe probleme de învățământ, este un om care a reprezentat în comisii naționale diferite activități județul Neamț. Păi dacă pe mine mă numește un profesoraș, înseamnă că ceilalți îi tratează ca pe niște păduchi. Da? Deci vă dați seama că lumea este complet revoltată. Nu poți să jignești o tagmă întreagă. Nu poți să jignești un corp profesoral. Îmi cer o scuze în numele dânsului, colegilor mei profesori, pentru că de la înălțimea unei funcții a putut, poate nu și-a dat seama și regret acum, să jignească un întreg corp profesoral. E păcat. Pe restul le iert. Aici unde au fost jigniți întregi toți colegii mei, nu știu cum să zic, iertăm și aici că suntem creștini. Restul, cum ne-au considerat, este dreptul domniei sale. Ce poți să ceri? Educația nu e un lucru simplu. De aceea când se spune că sunt foarte importanți cei 7 ani de acasă, ei se dovedesc în atitudini. Mi-aduc aminte că la un moment dat spunea Cioloș că a coborât în mocirlă ca să rezolve, să vadă anumite lucruri. Din punctul meu de vedere a greșit. Eu nu cobor în mocirlă. De altfel nici nu vreau să cobor la acest nivel, că am rău de înălțime. Și atunci rămân acolo unde cei 7 ani de acasă, școala și educația pe care le-am primis, m-au zidit ca om. Dar da, iert ceea ce s-a întâmplat, că și iertarea e scrisă în legile omenești.